Rămase la Huțuli, la Moldovița, preocupați să descoperim tezaurul inestimabil al oamenilor din munți. Ne întoarcem cu nostalgie spre reperele trecutului pentru a descoperi frumosul, durabilul, nestematele. Ne-am găsit și un aliat de nădejde, o comoară ascunsă în ochnițele unui muzeu particular, unic în lume. Peste 5.000 de ouă închistrite, fiecare cu povestea lui, lucrat în tehnici diferite, pe care puțin le cunosc, exponate pe care se regăsesc simboluri religioase vechi de sute de ani, motive tradiționale de pe cămăși, basmale, ștergare. Este de fapt emblema Huțulilor și omul care apără cu mari sacrificii comoara Moldoviței cu tot ce are ea mai de preț este artista Lucia Condrea, căreia, în străinătate, i se zice Picasso al României. N-aș fi putut realiza aceste lucrări dacă nu treceam printr-un filtru anume. N-am lăsat ca această comoară noastră a zonei să se piardă. Am urmărit-o pe Lucia Condrea la lucru, în mijlocul învățăceilor. Artista îi îndruma să închistrească ouă, dar de fapt le arăta cum să reconstituie prin linii și culoare lumea străbunilor. Din ștergarele noastre tradiționale, n-a făcut altceva decât să pună această artă pe ouă. Dar noi putem lucra în liniște? Miruna, te rog, încântă-ne cu huțulca noastră. Impresionată de arta pe care o realizează Lucia Condrea, din mâinile căreia ies adevărate bijuterii ce se remarcă prin originalitate și unicitate, directoarea grupului școlar Vasile Cocea din Moldovița a spus că Lucia Condrea a adus un plus de valoare la ceea ce a moștenit deja de la străbuni. Ea și-a pus amprenta pe ou și astfel a devenit cunoscută în toată lumea. Doamna Lucia Condrea cred că este o binecuvântare de la Dumnezeu pe aceste locuri. Dacă vă închipuiți că muzeul Lucia Condrea a fost ușor de clădit, vă înșelați. Prin eforturi supraomenești, un sacrificiu pe care niciun om de rând n-ar putea să-l facă. Eu l-am făcut pentru că știam că în mine există un talent. În anul 2007, artista Lucia Condrea a inaugurat la Moldovița muzeul ce-i poartă numele. Este unic pe mapamond prin valoarea artistică deosebită a exponatelor. În patru dintre vitrinele muzeului se află ouă realizate în tehnica huțulă și nu numai. Pe ouă se regăsesc modelele identice de pe cămășile populare purtate de huțuli la anumite ceremonii. Este modelul original de pe costume, de pe tradiționale și nu numai. Ouăle închistrite foarte vechi, colecționate din localitățile locuite de etnia huțulă, sunt cele mai prețuite de Lucia Condrea. Eu am dorit să duc faima ținutului nostru bucovenean, Moldovița, peste tot în lume. Am făcut cunoscut numele de Moldovița și am dus cu mine o parte din sufletul meu. O atracție pentru turiști este și colecția internațională, unde se regăsesc lucrări colecționate de autoare de la creatori din 54 de țări din lume. Timp de 22 de ani am tot schimbat și am tot colecționat pentru ca publicul al nostru românesc să vadă că într-adevăr se încontrează, se sculptează și nu numai, sunt multe tehnici de lucru. La mare preț pentru Lucia Condrea este și costumul popular. Ceea ce mă definește este costumul popular huțul. Dacă pătrunzi în sufletul sincer al artistei, cu emoție ea îți va povesti că familia este comoara cea mai de preț. În interiorul acestui cămin a existat o simbioză. Fiecare dintre noi știe rolul în această casă. Mi-am dat seama cu ușurință că pot să fac mai mult. Și pot să fac ceva pentru țară, pentru acest loc. Drept prețuire pentru tot ce face pentru Moldovița, Lucia Condrea a primit în acest an titlul de cetățean de onoare și cea mai mare distincție a comunei. Primul om al localității care primește această distincție. Nu este niciun dubiu că muzeul este unic. Aici sunt sufletul, munca și nopțile nedormite ale Luciei Condrea. Mai mult, este o ambiție a Luciei Condrea de a face cunoscută Moldovița pretutindeni în lume. Moldovița este o comoară, este un tot unitar și simt că nu este al meu, este a generațiilor care vor urma după mine.
Fica artistei, Otilia Mahu, și nepoatele sunt purtătoarele de frumos, de rustic, de autentic și mai ales de veșnicie, care pot păstra și transmite generațiilor următoare cumoara de la Moldovița, legată peste veacuri de artista Lucia Condrea.